Și după poarta asta în sus este un castel, cred că l-ați văzut prin pozele noastre. Am venit cu Izabela. Este 10 și jumătate seara pentru că trebuie să-și facă poză pentru înscrierea la liceu. Și am trecut aici la iarbă verde lângă baraj, așa frumos. Mamă, dar ce amenajat frumos e aici, așa să stai să faci un picnic. Deci nu pot să zic decât că sunt cel mai norocos tată din lume, eu unul mâncăcios și pofticios, să am o fată care să-mi facă mie tot ce trebuie, toate poftele, nu? Izabela face pizza. Ai, foarte mare a luat. Da? Hai să vedem cum iese aici, și-a pregătit ingredientele. Ești master chef sau nu ești? În devenire, bineînțeles. Viteza e cam înceată, dar nicio problemă, că ne reglăm noi din mers, nu-i așa, tati? Da. Porumb. Cred că era mai bine să pungem cu asta. Nu, nu, a, poți să pui și așa, da. A, cum ți-e ție mai ușor, tati? Așa. Noi facem pizza mai pe românești, așa, adică mai cu de toate, ca la șaorma. Gata, e pregătită de cuptor, la 250 de grade cuptorul, că atât avem maxim. Normal trebuia la vreo 400, așa, 350-400. Mai jos. Așa. Hai, Doamne ajut. Stai că avem reclamație, că o arătam adică numai... Eu am stat aici în căldura asta și pe ale mele nu le arăt? Și o arătam numai pe Izabela cu preparatele ei. Haideți să vă arăt ce a făcut și Alina aici. O ciorbă de legume. Ia uitați cum se vede ouă deasupra aici. Mama mia, mai departe. Și aici avem un sos de... piept de porc, nu, de piept de mușchi. Mușchi de porc cu cartofi. Da. Românește tradițional. Românește tradițional. Și pizza o avem aici imediat. Vedem cum iese. Gata și pizza. Noi deja am fost vrenici, am și tăiat-o. Ia uitați cum arată. Hai că e bucătărea să bună fata mea, să vedem, e făcută bine. Pa, dar ce bine arată. Și acum urmează să punem busuioc așa pe fiecare bucată câte o frunză. Ia să iau și una. Să particip și eu. Uite așa. Miroase foarte bine. Mamă, dar ce bine. Wow! În sfârșit aer liber. Ia uite ce fața am. De obosit de la căldură. Gata, pizza s-a terminat. Am ieșit afară. Fugim din oraș că e teroare aici. Mergem la aer liber. La 10 minuțele de casa noastră sunt câteva locuri frumoase aici unde începe munții. Cu aer curat, așa că mergem să ne destindem și fugim de gălăgie, să nu mai auzim nimic. Măcar așa scurt, câteva ore, câte o zi, pe unde mai apucăm să plecăm, că păstrăm zilele de concediu, care și alea sunt puține. Da. N-avem, Alina mai are ceva, dar eu am, mai am, da. Puține, ceva mai am, puține de am tot. Și le păstrăm pentru România, că după cum am spus, în august... 16, 17, 18, nu mai țin minte exact. În acea perioadă venim în România să stăm și noi 2 săptămâni după 6 ani de zile de pauză. Merităm și noi, nu? Au început cicalele, moartea mea. Am ajuns la barajul care ne salvează pe noi de inundații când vine ploi multe și abundente. Ăsta este barajul Miniano care ne salvează pe noi de inundații în Fiorenzola. Toată apa se oprește aici și nu pleacă pe râu, pe Arda încolo. Este destul de mare, cred că are undeva la, eu știu, 200 de metri, 300 de metri, așa ca să zic, de la un capăt la altul. Ia să vedem cum se vede hâu aici. Mamă! Dar ce înalt este, vezi? Și uite cum se văd munții așa frumos. Mamă, dar ce peisaj se vede. Splendid. Și nu sunt decât vreo 15 km de la noi de acasă. 10-15 minute am mers așa lejer cu mașina până aici. Și ia uitați ce peisaj avem în spate. Gata orașele, lasă-le încolo, trebuie să stăm, să ne relaxăm, să
fiind doar noi cu natura, să auzim cicalele care sunt pe spate acolo. Păsărelele mai puțin că nu. Păi aici, dar dacă mergi. Ia uzi cum s-aude apa. Ce viteză are, fii atent, ia să vedem. Când dă drumul la baraj, mamă, dar viteză, nu jucărie. A, ai văzut, tati? Și pe partea asta alaltă este lacul de acumulare. Dar ce bine e și ce aer curat. Bate un pic vântul. Și am trecut aici la iarbă verde lângă baraj, așa frumos. Mamă, dar ce amenajat frumos e aici, așa să stai să faci un picnic. Avem aici umbra de la... Asta ce e? Măr, nu? Dar nu are niciun măr. Nu are, da. A, da. Dar nu sunt dulci, sunt din astea acri, vezi? Aha. Și ne așezăm măsuța imediat să servim și noi, că n-am mâncat nimic pe ziua, dar zi, uite ăsta de aici e mai plin. Mamă, câte are. E plin, plin, plin. Ușor. Noi ne-am pregătit de acasă masa frumos așa. Și pizza făcută de Izabela o servim aici la picnic noi. Ia să mai pun și eu o bucată așa frumos. Mamă, ce bine arată. Am venit și cu gheața frumos. Apă. Ia să dăm o notă. Foarte bun. Nota 10. 10 cu plus îți dau eu. Mulțumesc. Bună rău, tată, să mai faci. A fost foarte bun. Tu? Bună, bună. Foarte bună. Și crocant așa? Da. Ai și ca focaci așa, da. Bună. Bineînțeles că lângă noi aici este un restaurant. Și toată lumea care, după ce mănâncă, trece pe aici frumos, ca să vină în partea cealaltă, adică aici, să se uite după tine și toți se uită la masă. Și ce uite săracii, în loc să stea să mânce la restaurant, face picnic aici la iarbă la verde. La iarbă verde, da, la aer curat. Păi da, lasă că suntem sătui de restaurante. Da. Ce bine. Eu trebuie să încerc un măr din ăsta, așa, să vedem. E bun sau nu e bun? A? Mere pădureți, de care sunt astea? Hai să gustăm. Așa. E acolo rău? Stai că vă spun eu că eu sunt mai învățat cu d-astea de la țară, Izabela n-are treabă. Mamă, la ce acolo. Dar exact gustul ăla de măr care îl știm noi dintotdeauna. Ăla, tușor, așa. Nu, că trebuie să vă arăt că am găsit infractorile astea de cicale, ia uite-le. Una este aici. Și mai este pe aici? Și aici mai sunt două uscate pe piciorul ăsta. Dar ce gălăgie fac. Dar astea de ce sunt uscate? Sunt moarte sau ce se întâmplă? Dar vezi, m-au rămas așa... Ți-are fie țărână ușa. Cum ai scos de la cutia Pandorie? Fructe. Fructe. Am mere. Mere, 3 nectarine și... Albicoche. Zarzăre. Zarzăre. De acolo de unde am mâncat, de unde am stat, de am făcut picnicul, am luat-o să urcăm așa sus în munte. Și noi tocmai de jos de acolo venim. Și am urcat așa pe unde e localitatea, pe acolo, pe aici. Și ăsta, drumul ăsta, dacă tot te duci în sus, în sus, treci munții în partea cealaltă, Apenini ăștia, așa se numesc lanțul ăsta de munți Apenini, și ajungi la Genova. Dar bine, cu faci o groază de timp, că nu poți să urci decât cu 40-50, așa că e numai curbe, drumul îngust, nu prea e circulat, dar oricum faci mult. E prima dată când văd un stejar, dar cu ghindă din asta așa... Rotundă, stai să vedem dacă ajung. I-am luat. Ia uite. Tipul ăsta așa la noi e lunguiaț, așa e. Da, asta e rotundă. Mai sunt, ia uite. Nu e nimic rău. O spargi? Zici că e cărămidă, ca nu cușoară, așa e. Hai să mergem, poate găsim și noi, că era un bar mai jos, să ne întoarcem.
unde sunt casele astea aici. Să bem și noi o cafea, nu? Că de mâncat am mâncat ce mama naibii. Aolo, ce bine, ce viață, ce aer. Și când te gândești că intrăm iar la bloc. Am vrut să bem o cafea aici, dar e închis, deschide la 5:30. Bineînțeles că în pustietatea asta nici n-ar avea pentru cine să țină deschis așa mult. Are și ei pe program, pe oră, meniu a la carta tutti i giorni, gratuită la prenotazione. Da, hai să mergem mai departe. One eternity later. Am coborât de la înălțimile alea până la urmă, ne-am întors la noi pe teren. Aici suntem la Castel Arquarto, aici lângă noi, unde venim mereu în fiecare an la festa aia de castane, care ați mai văzut la noi pe canal. O, ce mișto se vede pe străduța asta, ia uite, te știu. Da, închis așa, ia uite. Vezi? Mm-hmm. Da, foarte frumos. Majoritatea s-a făcut din piatră aici. Majoritatea? Nu, nu la asta cred. Aproape toate, piatră și cărămidă. Dar vezi, fără centuri, fără stâlpi, fără ziduri de beton, fără, uite, te știu, numai cărămidă asta, așa? Ia uite, uite și asta după colț. Fără cimenturi, fără aia. Ia uite și asta ce frumos e pe aici, s-a dat. Și rezist așa, fără stâlpi, fără centuri, fără plăci de beton, fără ale. Cine știe cum au fost făcute. Astea de pe timpul romanilor, că rămase pe aici. Ia uite ce frumos se vede, vezi? În spate așa cu piramidă, la geam cât o floare, cât o tare de tot. Și după poarta asta în sus este un castel, cred că l-ați văzut prin pozele noastre din videoul unde reacționăm la primele zile în Italia. În sfârșit ne odihnim și noi, am luat și o bere aici, cam mică, dar în fine. Interesant este paharul Izabelei pentru suc, are o rățușcă așa înăuntru turnată, vezi? Alina și-a luat o Coca-Cola și eu mi-am luat o cafea, că nu mai știu să vorbesc. Ia uita și elementele astea două aici, ce frumos sunt. Ia uita cum se vede, zici că în noata așa i-am pus un pic de ceai. The next day. Am venit cu Izabela. Este 10:30 seara pentru că trebuie să-și facă poză pentru înscrierea la liceu. Așa că o punem aici să o aranjăm, dar nu prea poate să stea serioasă așa. Vezi că nu trebuie să zâmbești. Gata, i-a ieșit poza, apăsăm verde. Selecționa cu le prece il prodotto desiderato. Hai, că ai ieșit bine, mă, tată. Vedeam? E bine. Ce stă, dai? Gata, hai să mergem. Deci, înscrierea la liceu noi am făcut-o online, dar acum trebuie să meargă și fizic, cu nota care a luat-o la examen, cu poză după poza ei, de fapt, ca să o pună la registru electronic acolo și ce mai trebuia. A, și un modul care trebuie completat și... La școală acolo, da, și semnat. Ca să... Înscrierea e făcută online, dar trebuie să fim și fizic ca să semnăm și să ducem pozele și nota de la examen, cum am zis, cea mai importantă. Aseară n-am mai reușit să mai filmez după ce am venit de acolo, de la plimbare, de la picnic, de la munte, unde am fost noi pe acolo. Ce ați văzut voi în imaginile de mai devreme? Astăzi, cum am spus, este luni seară, dar am venit de la muncă și am venit aici să fac aceste poze. Ăsta a fost video, nu vă mai țin, ți-a stins și lumina, stai să-mi aprind aici că nu mă văd. Sper că v-a plăcut imaginile care vi le-am arătat, așa că nu vă rămâne decât să puneți un like, abonați-vă la canal și până data viitoare, cum spun mereu, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!